Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Elvira Godeanu, actriță, 1904-1991. Je te rencontrai un beau jour et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Mi s-a dat să joc pe Coana Joisica din Scrisoarea pierdută. Rolul care mi s-a propus l-am refuzat. Amândoi s-au mirat și mai ales unul din el, dar spune, dar cum se poate să faceți asemenea greșeală? Păi dumneavoastră și adorabile era Coana Joisica și era așa cum sunteți dumneavoastră. Foc m-am supărat. Cum, domne, eu semăn cu Coana Joisica? De unde și până unde? Ca să vedeți ce departe eram eu de acest personaj. Domnișoară Godeanu, era frumoasă, era iubită de toată lumea. O cucoană care voiaja la Paris. Era soția unui doctor și foarte îndrăgostită de prefect. Și am început să citesc și să o caut pe Joisica asta pe care ei spuneau că o reprezint eu. Și am început să o găsesc și să o și iubesc. Am început să-mi formez gesturile. Forma așa de a mă mișca, de a merge cu puțin, că atunci erau aceste costume, nu așa, droit devant, cum se chema, nu cu acel corset pe care îl purtau cu coanele și cu o turnură frumoasă pe care trebuia să o și s-o porți. Și o vedeam în jurul meu umblând. Am învățat-o. Așa de repede m-am îndrăgostit de ea. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.